Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste, astrale, ce vor avea loc în săptămâna luni 24, duminică 30 aprilie 2023. Pentru luni, aspectul celest principal este oferit de sextilului Mercur în retrogradare de pe Taur cu Marte de pe Rac. Acest unghi astral ne vorbește de istețime, dinamism și tărie mentală. Pentru Berbec, discuțiile și negocierile legate de bani vă vor fi de bun augur în această zi. Vă mai puteți descoperi și potența și unele talente de ordin comunicațional, literal sau comercial. În mediul domestic vă veți relefa ușor cam autoritar și stricți. Pentru Taur, aștrii zilei vă arată ceva mai isteți, adaptabili și elocvenți. Veți avea o zi cumva mai dinamică, o zi cu multe discuții și călătorii. Mai puteți primi și o veste importantă despre sau de la un bărbat mai tânăr. Pentru Gemeni, veți relefa o intuiție extraordinar de bună. Se poate să aflați și un secret chiar foarte valoros. Vă veți arăta și cumva mai determinați sub raport financiar bănesc. Pentru Rac, puteți câștiga prietenia unei persoane mai tinere, foarte comunicative și inteligente. Aveți o zi prielnică și pentru acțiuni și activități ce necesită forță și capabilitate, atât fizică cât și mentală. Pentru Leu, este o zi cu noroc pentru discuții și negocieri legate de carieră. Vi se mai preconizează și o doză mai înaltă de notorietate. Vi se mai poate prezenta și o remediere forte în planul sănătății. Pentru Fecioară, aveți parte de o zi prielnică pentru călătorii mai lungi. Puteți primi și o veste mai interesantă din străinătate. Este o zi fastă și pentru evoluția intelectuală. Vă puteți realiza și unele planuri de viitor foarte ambițioase și curajoase. Pentru Balanță, puteți negocia cu succes într-o chestiune ce ține de un împrumut, de un ajutor financiar, de o restituire, ori chiar de o moștenire. Vi se mai arată și o falnică reușită profesională. Pentru Scorpion, vi se prezintă o zi foarte prielnică pentru afaceri, negocieri și contracte. Și comunicarea cu persoana iubită va fi extrem de bună. Totodată vi se mai relevă și o deosebită tărie mentală, intelectuală. Pentru Săgerător, la job veți munci într-un mod mai rapid, eficient și inteligent. Din păcate aveți parte și de un risc ceva mai semnificativ de accidente, așadar fiți ceva mai grijuli. Pentru Capricorn, veți comunica mult mai bine cu persoana iubită, putând soluționa cu claritate unele probleme importante de cuplu. Aveți parte de o zi excelentă și în planul afacerilor. Pentru Vărsător, vi se preconizează discuții de bun augur cu familia. Totodată este o zi potrivită și pentru a gândi, ori a plănui, schimbări importante legate de casă. Astfel vă mai prezintă și o ameliorare importantă în ceea ce țin de sănătate. Pentru Pești, vă veți arăta foarte sociabil, comunicativ și isteți. Este o zi extraordinar de fastă pentru studiu, examinări și drumuri scurte. Este o zi de bun augur și pentru întreceri, competiții și concursuri. Pentru marți, unghiul astral determinant este oferit de sextilul Soarelui de pe Taur cu planeta Saturn de pe Pești. Acest aspect astrologic ne vorbește de stabilitate, seriozitate și împliniri. Pentru Berbec, în această zi puteți obține un rezultat financiar minunat. Totodată vă veți relefa și cumva mai talentați și competenți. Vi se mai arată și o semnificativă remediere în planul general al sănătății. Pentru Taur, astrele vă relevă cumva mai vital, capabil, demn, spectaculoși și dominanți. Mai puteți câștiga și prietenia unei persoane mature, apte, serioase și bine cotate în plan social. Pentru Gemeni, astrii zilei vă arată cumva mai creativi și meditativi. Este o zi potrivită pentru studii și experiențe mai curioase. Astrele vă mai relevă și un câștig în privința reputației. Pentru Rac, aveți parte de o zi splendidă în sfera socială publică. Puteți câștiga și prietenia unui bărbat mai influent și respectabil. Mai puteți primi și o veste de bun augur despre sau de la o persoană mai netate de la mare distanță. Pentru Leu, vi se preconizează un succes încântător în planul carierei. Puteți câștiga respectul și admirația superiorilor ierarhici. Mai puteți rezolva cu brio și o chestiune mai veche, ce ține de un împrumut ori de o restituire. Pentru Fecioară,
Este un moment foarte bun pentru studiu, evaluări și călătorii mai lungi. Puteți primi și o veste minunată de la mare distanță. Aveți o zi de succes și pentru afaceri și treburi de ordin legal. Pentru balanță. Puteți rezolva cu brio o chestiune mai importantă, ce ține de un împrumut ori de o restituire. Totodată veți fi și ceva mai ambițioși și asertivi. La locul de muncă vă veți arăta foarte implicați, harnici și capabili. Pentru Scorpion. În viața de cuplu veți avea parte de ipostaze intense și pasionale. Este o zi de bun augur și pentru afaceri, înțelegeri și soluționări de litigii. Veți avea o zi optimă și în relația cu proprii urmași. Pentru Săgetător. Vă puteți îmbunătăți relația cu colegii de la job. Vi se mai relevă și o ameliorare importantă în planul sănătății. Este o zi indicată și pentru proiecte majore legate de casă. O persoană mai înetată din familie vă poate fi de mare ajutor. Pentru Capricorn. Aveți parte de o zi excelentă pentru distracție, relaxare și destindere. În dragoste s-ar prea putea să realizați o cucerire fantastică, uluitoare. Aveți parte de o zi foarte constructivă și în relația cu anturajul. Pentru Vărsător. Vă puteți baza pe susținerea fermă a unui bărbat mai influent din familie. Este o zi de bun augur și pentru a vă implica în proiecte mari legate de casă. Totodată vi se mai relevă și o stabilizare fermă sub raport financiar. Pentru Pești. Veți comunica într-un mod mai elocvent și strălucitor. Puteți primi și o veste bună despre să de la un bărbat mai important pentru dumneavoastră. Vă veți relefa și cumva mai serioși, responsabili, organizați, disciplinați și perseverenți. Pentru Miercuri, evenimentul astral determinant este redat de conjuncția lunii cu planeta Marte de pe zodia Aracului. Acest marcaj astrologic ne vorbește de stres, nervozitate și pericole. Pentru Berbec. Din nefericire, puteți cunoaște divergențe destul de urâte în relația cu o femeie mai vârstnică din familie. Nu este zi de bun augur pentru munci legate de casă. Puteți resimți și o stare afectivă cumva mai iritabilă și arțăgoasă. Pentru Taur. Astrele vă relevă cumva mai stresați, irascibili și impulsivi. Nu aveți o zi fastă pentru studiu, evaluări și drumuri. Puteți primi și o veste mai neplăcută de la sau despre o femeie mai matură. Pentru Gemeni. Puteți avea parte de unele neajunsuri sau pierderi semnificative sub raport bănesc financiar. Totodată vă puteți arăta și cumva mai puțin capabili și competenți în această zi. Pentru Rac. Aștrii zilei vă relevă cumva mai aspri, dificili și combativi. Este foarte important să vă controlați emoțional mai eficient și să nu răbufniți. Puteți atrage și unele energii mai primejdioase asupra dumneavoastră. Pentru Leu. Vă puteți resimți cumva mai obosiți, vulnerabili și dezenergizați. Ocrotiți-vă mult mai atent starea de sănătate. O femeie mai în vârstă și mai dură vă poate dușmăni pe ascuns. Pentru Fecioară. Din nefericire, puteți avea parte de o ceartă mai urâtă cu o prietenă mai înetate. Totodată, planurile dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele complicații destul de serioase. Pentru Balanță. Vi se preconizează un risc ceva mai semnificativ de conflicte cu șefii. Nu luați mari decizii profesionale în această zi. Totodată mai poate interveni un risc de ceartă și în relația cu părintele de gen opus. Pentru Scorpion. Puteți manifesta unele importante carențe în plan etic în această zi, fiind mare nevoie să fiți ceva mai corecți, onești și drepți. Nu aveți sub nicio formă o zi prielnică pentru călătorii în străinătate. Pentru Săgetător. Din păcate, vi se preconizează un risc ceva mai sever de incidente sau accidente, așadar fiți mult mai grijulii. Totodată ar fi indicat să evitați să vă îndatorați semnificativ în plan financiar. Pentru Capricorn. Căutați să calmați din fașă orice potențial conflict ivit în viața de cuplu. Nu aveți parte de o zi favorabilă pentru afaceri, contracte, târguieli, negocieri, înțelegeri și soluționări de litigii. Pentru Vărsător. Puteți resimți unele probleme de sănătate destul de grave. La locul de muncă puteți întâmpina unele evenimente destul de aprige și radicale. Încercați să fiți ceva mai echilibrați și calculați în relația cu colegele de la job. Pentru Pești. Veți avea o zi destul de turbulentă sub raport romantic-amoros. Evitați să intrați în conflicte mai dure cu persoana dragă.
totodată vi se mai pot prezenta și unele necazuri semnificative legate de proprii copii. Pentru joi, unghiul astral esențial este redat de cuadratura lunii de pe rac cu planeta Jupiter de pe berbec. Această aspectare astrală ne vorbește de egoism, vanitate și superficialitate. Pentru berbec. O femeie mai matură din familie poate avea parte de unele mici necazuri. Vă puteți arăta și cumva mai egoiști, vanitoși și abuzivi, fiind necesar să vă reformați atitudinea. Pentru Taur, încercați să fiți ceva mai concentrați, dar și mai realiști, sub raport mental, intelectual, pentru a nu lua mai apoi unele decizii teribil de nepractice. Feriți-vă, pe cât vă este cu putință, de excese. Pentru Gemeni, puteți avea parte de unele mici neajunsuri când vine vorba de bani, de resurse. Un prieten mai influent și prestigios vă poate dezamăgi sever. Nu este o zi bună pentru a vă face mari planuri de viitor. Pentru Rac, astrele vă preconizează o dispoziție mai agitată și cam dificilă pe ansamblu acestei zile, fiind necesar să vă echilibrați starea afectivă. Fiți atenți și la un risc ridicat de conflicte cu persoane influente în plan social. Pentru Leu, o femeie cumva mai netate poate încerca să vă saboteze pe ansamblu zilei. Puteți resimți și o stare afectivă mai turbulentă și neașezată. Totodată ar fi indicat să fiți și ceva mai onești și drepți. Pentru Fecioară, încercați să fiți ceva mai diplomați în relația cu prietenele pentru a nu se ajunge la vreun conflict. Vi se mai prezintă și un risc semnificativ de incidente ori de accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Pentru Balanță, nu este o zi tocmai favorabilă pentru întreprinderi majore de ordin social public. Imaginea dumneavoastră socială poate cunoaște o ușoară deteriorare. În viața de cuplu vi se pot relefa unele riscuri de ceartă. Pentru Scorpion, vă puteți arăta destul de schimbători, dar și cam superficiali, când discutăm de idei și chiar și de principii de viață. Fiți ceva mai prudenți și la călătorii mai lungi. La locul de muncă puteți întâmpina unele provocări mai semnificative. Pentru Săgetător, ar fi recomandat să vă feriți de împrumuturi mai mari în această zi. Totodată, puteți avea parte de unele probleme mai însemnate și în dragoste. Nu este zi fastă pentru chestiuni ce țin de sfera publică a vieții. Pentru Capricorn, persoana iubită se poate arăta cumva mai capricioasă și instabilă. Nu este zi de bun augur nici pentru afaceri în general. Astfel vă mai relevă și un risc destul de important de neînțelegeri în raport cu un bărbat cu autoritate din familie. Pentru Vărsător, vi se pot relefa unele minore dificultăți în relația cu o colegă mai matură de la locul de muncă. Puteți resimți și unele mici probleme de sănătate. Căutați să fiți ceva mai onești și ponderați în comunicare, în discurs. Pentru Pești, din păcate, puteți avea parte de o zi cumva mai tensionată în viața sentimentală, dar și în relația cu cei mici din familie. Vi se preconizează și o tendință de îndatorare financiară semnificativă, fiind util să fiți ceva mai calculați cu banii. Pentru Vineri, aspectul celest principal este redat de cuadratura lunii de pe Leu cu soarele de pe Taur. Acest unghi astral ne vorbește de stres, nervozitate și turbulențe. Pentru Berbec, din păcate, vi se preconizează o zi nu tocmai satisfăcătoare în plan romantic-sentimental. Se pot ivi și unele mici probleme în relația cu copiii. Puteți resimți și unele dificultăți mai importante legate de bani, de resurse. Pentru Taur, vi se pot ivi unele neplăceri legate de o femeie cumva mai matură din familie. Totodată puteți resimți și o stare afectivă cumva mai instabilă. Aștrii vă arată și ceva mai aroganți și dificili. Pentru Gemeni, încercați să fiți ceva mai clar și limpezi în comunicare, în discurs. Puteți primi și o veste mai puțin fericită despre sau de la o femeie mai netate. Căutați să nu vă însingurați, să nu vă retrageți din fața vieții. Pentru Rac, puteți avea parte de unele mici probleme de ordin material financiar. Se poate arăta și o dezamăgire mai semnificativă din partea unui prieten mai important. Planurile dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele blocaje. Pentru Leu,
astrele vă arată mai hipersensibili, volatili și cam turbulenți sub raport emoțional. Se prea poate ca astăzi să intrați și în unele mici încurcături. Dacă apare vreun conflict cu șeful, nu amplificați discuția. Pentru fecioară, puteți resimți o stare psihică cumva mai slăbită, mai afectată. Fiți ceva mai atenți și cu sănătatea. Nu este o zi de bun augur pentru studiu, evaluări și călătorii pe alte meleaguri. Pentru balanță, vi se pot releva unele mici probleme în relația cu o prietenă mai în vârstă. Nu este o zi fastă pentru mari evenimente publice. Astrele vă mai preconizează și un semnificativ risc de accidente sau incidente, deci fiți ceva mai prudenți. Pentru Scorpion, din nefericire, reputația dumneavoastră ar putea avea de suferit în această zi. Se mai pot ivi și unele dificultăți legate de părintele de gen opus. În viața de cuplu se pot isca unele conflicte chiar destul de grave. Pentru Săgeător, puteți resimți o stare mentală destul de încercată, fiindu-vă mai greu să vă concentrați asupra treburilor zilei. Nu este indicată pentru a lua mari decizii în viață. Vi se mai pot prezenta și unele probleme de sănătate mai serioase. Pentru Capricorn, vi se preconizează o stare afectivă cumva mai fragilă. În viața romantică se pot prezenta unele evenimente cam tensionate. Nu vă este o zi fastă pentru întreceri și competiții. Pentru Vărsător, puteți avea parte de unele minore probleme în viața de cuplu. Nu este o zi cu noroc pentru afaceri, înțelegeri și tranzacții majore. Se pot releva și unele probleme mai importante legate de un bărbat mai matur din familie. Pentru Pești, fiți mai atenți cu sănătatea, în special când vine vorba de probleme ce țin de sistemul digestiv, chiar în cazul femeilor și de sâni. Căutați să fiți ceva mai echilibrați și fideli în comunicare, în discurs. Pentru Sâmbătă, unghiul astrologic central este redat de cuadratura lunii de pe leu cu planeta Uranus de pe Taur. Acest unghi astrologic ne vorbește de stres, instabilitate și excentricitate. Pentru Berbec, astrele vă relevă o zi cumva mai turbulentă în viața sentimentală afectivă. Vi se mai poate ivi și o surpriză cam neplăcută când vine vorba de bani, de resurse. Pentru Taur, puteți întâmpina unele dificultăți în relația cu o femeie mai matură din familie. Mai puteți releva și un comportament cam excentric și răzvrătit. Pentru Gemeni, nu aveți parte de o zi fastă pentru studiu, examinări și drumuri scurte. Mai puteți resimți și o stare emoțională cumva mai agitată și frământată. Pentru Rac, din păcate, puteți întâmpina unele mici probleme de ordin financiar bănesc. Un prieten destul de apropiat dumneavoastră poate avea parte de unele necazuri mai stranii. Pentru Leu, astrele vă prezintă cumva mai hipersensibili, turbulenți și capricioși. Nu este sub nicio formă o zi indicată pentru schimbări majore sub raport profesional. Pentru Fecioară, puteți resimți unele mici probleme de sănătate. O femeie mai matură poate încerca să vă saboteze. Ar fi indicat să nu optați pentru mari decizii mai radicale sau doar mai controversate în această zi. Pentru Balanță, vi se pot releva unele minore neînțelegeri în raport cu o amică mai netate. Vi se mai arată și un risc ceva mai semnificativ de accidente sau incidente, cumva mai curioase, deci fiți mai prudenți. Pentru Scorpion, din păcate, nu este o zi tocmai productivă sub raport profesional-social. Puteți avea parte și de un conflict spontan în viața maritală. Atenție și la potențiale probleme cu legea. Pentru Săgeător, puteți primi o veste mai neplăcută despre sau de la o femeie mai în vârstă de la mare depărtare. Cam nu este o zi de bun augur pentru treburi domestice. Pentru Capricorn, din nefericire, puteți resimți o stare emoțională cumva mai tulburată, neașezată. În viața romantică puteți avea parte de unele evenimente cumva mai ciudate și haotice. Pentru Vărsător, în viața de cuplu vi se pot prezenta unele ipostaze mai tensionate. Nu este o zi fastă pentru afaceri, contracte și negocieri.
vi se mai poate relefa și un necaz neașteptat legat de mediul familiar. Pentru pești, vi se pot releva unele dificultăți în relația cu o colegă mai matură de la locul de muncă. Fiți ceva mai atenți și în relația cu anturajul. Nu aveți o zi de bun augur pentru călătorii. Pentru duminică, unghiul astral determinant este redat de opoziția lunii de pe fecioară cu planeta Saturn de pe pești. Acest aspect astrologic ne vorbește de blocaje, răceală afectivă și neajunsuri. Pentru berbec, îngrijiți-vă ceva mai atent de sănătate. La locul de muncă puteți întâmpina ușoare divergențe în relația cu o colegă mai matură. Din păcate, puteți atrage și dușmănia ascunsă a unei persoane mai mature. Pentru taur, din nefericire, vi se preconizează o zi ceva mai tensionată în viața romantică. Totodată vă puteți simți și cumva mai puțin popular și apreciați. Există riscul și unui conflict mai dur cu un prieten mai în vârstă sau doar mai vechi. Pentru gemeni, vi se pot relefa unele mici probleme legate de o femeie mai înetată din familie. Nu este zi de bun augur pentru a vă ocupa de treburi ce țin de casă. În ceea ce ține de profesie, se poate arăta un blocaj important. Pentru rac, puteți resimți o stare mentală cumva mai agitată și tensionată. Totodată puteți întâmpina și unele mici probleme de comunicare. Nu vă este sub nicio formă o zi indicată pentru călătorii pe meleaguri străine. Pentru leu, vi se pot relefa unele mici dificultăți de ordin material financiar. Totodată puteți cunoaște și unele minore dificultăți în a vă prezenta talentele, abilitățile și competențele la adevărata valoare a acestora. Aveți și un risc mai înalt de incidente, accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Pentru fecioară, puteți manifesta un comportament cam inconstant, neechilibrat și capricios. Ar fi de foarte bun augur dacă ați încerca să fiți ceva mai practici, logici și organizați. În viața maritală vi se pot ivi unele divergențe chiar severe. Pentru balanță, încercați să vă ocrotiți ceva mai atent starea de sănătate. Vi se pot relefa unele probleme ce țin îndeosebi de sistemul digestiv, iar în cazul femeilor și de sân. La locul de muncă vi se poate relefa un conflict cu o persoană mai netate. Pentru scorpion, vă puteți aștepta la unele dificultăți în relația cu o prietenă mai matură și în dragoste se pot isca unele divergențe mai serioase. Nu vă lansați în aventuri financiare speculative majore. Pentru săgeător, vi se pot relefa unele mici neajunsuri de ordin social public. Relația cu șefii poate cunoaște o ușoară tensionare. Vi se mai pot prezenta și unele necazuri legate de o persoană mai vârstnică din familie. Pentru capricorn, din păcate, nu aveți o zi tocmai fastă pentru studiu, evaluări, drumuri și călătorii. Puteți primi și o veste mai neplăcută despre sau de la o femeie mai matură, de la mare distanță. Fiți ceva mai diplomați, dar și mai pozitivi în comunicare. Pentru vărsător, aveți parte de un mic risc de incidente ori accidente din neatenție, așadar fiți mai precauți. Puteți resimți și o stare emoțională cumva mai tensionată. Încercați să fiți ceva mai echilibrați și moderați cu gestionarea banului. Pentru pești, vi se arată o zi mai aspră în viața maritală. Nu este o zi fastă pentru afaceri, tranzacții, negocieri, contracte, litigii și alte treburi ce țin de acte în general. Încercați să vă mai temperați eventuale porniri egoiste, ursuze și critice. Dragii mei, cam acestea au fost, ca și interpretare, aspectele celeste astrologice pentru săptămâna luni 24, duminică 30 aprilie 2023. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru interes și să nu uitați, vă rog frumos, că astrele doar predispun, dar noi oamenii suntem aceia care mereu dispunem. Vă mulțumesc din nou și la revedere!